6 candidați se bat pentru a fi noul președinte al USR, funcție devenită vacantă după demisia lui Dacian Cioloș. Dincolo de numele grele de partid, în cursă a intrat și un șofer de tir. Lista pretendenților la șefia USR o aflăm de la Andreea Crăciunescu. Andreea, te rog. În fruntea listei îl găsim pe liderul interimar al USR, Cătălin Drulă. Vrea să obțină acum un mandat cu drepturi depline în fruntea partidului. El este și deputat USR de Timiș, dar și președintele Comisiei pentru Transporturi. S-a remarcat în special în perioada cât a fost ministru al transporturilor în guvernul Cîțu. S-a și certat de altfel cu fostul șef al executivului, pe care l-a numit atunci zombie politic, o replică rămasă faimoasă. Tot el este și cel care a demarat demolarea chioșcurilor de la metrou, care s-a terminat cu un dosar penal pentru sindicalistul Ion Rădoi. Și fostul șef al gărzii de mediu, Octavian Berceanu, vrea să fie în fruntea partidului. El a candidat în trecut și pentru șefia USR București împotriva lui Vlad Voiculescu. A pierdut însă primind doar 38% din voturi. Miroslav Tașcu Stavrei este lector universitar și membru al filialei USR Reșița. În trecut a făcut parte din Partidul Verde, care l-a și susținut pentru funcția de primar general al capitalei. Nu a ieșit învingător la acel moment, dar acum speră să câștige fotoliul de lider de la USR. Și un șofer de camion vrea să fie președinte USR, mai exact Alexandru Chiș. El este membru al filialei USR Bălcești și a locuit în Italia și Marea Britanie 23 de ani. Consideră că asta reprezintă un avantaj pentru el. La dezbatere a declarat că a văzut în drumurile sale lucruri care ar putea ajuta România să se dezvolte într-un ritm accelerat. Pe listă s-a înscris și un inginer în domeniul petrol și gaze, George Ungureanu. El este președinte al filialei USR Murighiol, iar în 2020 a candidat pentru Consiliul Local din Comună și se promova ca fiind inginer electrotehnic. Nu în ultimul rând, speră să obțină șefia USR după demisia lui Dacian Cioloș, Cătălin Teniță. Este în prezent deputat USR de București.